Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze pe scena Umor pe Șerban Pavlu! Șerban Pavlu, băi, ești nebun! El și nu umbra sa! Da, fratele! Mamă, deci în momentul în care a intrat, a lăsat așa o... A fost un moment dintre ăsta, vă! Știi? M-a dus cu gândul la filmul ăsta de pe HBO. A venit la mine acasă. Nu știu! Ne-am familia. Mi-e frică cu tine. Mi-e frică și fără tine. Și am zis, păi, eu n-am apucat să văd, dar vreau să mă uit, pentru că văd că are o prezență foarte, știi, e periculos. Prieten, n-am venit aici să fac lume. Mie nu mi-a ieșit nici când eram plătit. Sunt aici ca să apăr niște oameni pe care i-ați supărat. Chiar și pe Fuego. Ce, Fuego nu e om? Adică știu, i-am văzut aripile, știu unde și le ține. Fix în dulapul pe care își ține pastilele. Dar voi vă luați aici de niște oameni care muncesc. De fapt, chiar acum când vorbim, Fuego filmează Revelionul pe undeva. Apropo de Revelion, am înțeles că la anul Cabral o să prezinte Revelionul la ProTV. Cred că au înțeles că fac audiență cu negru. Mă rog. De ce am venit? Am venit să vă invit la Bun Simț. S-au spus aici lucruri ciudate despre Andreea Bălan. De exemplu, care avea talent. Ca așa și pe dincolo. Dar nimeni nu o laudă pe Andreea Bălan, de exemplu, că nu și-a făcut nicio operație estetică. Deși ar fi trebuit. Andreea, tu ești naturală. Andreea, de-aia te iubim. Pentru noi, Andreea e ca Chuck Norris. Ai murit, ai înviat. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nici moartă nu o să te retragi din muzică. Mă rog, adică din dans. Așa, ai, da. Mă rog, adică din dans, ne-am zis. I know. S-a mai spus aici că Virgil Ianțu făcea cândva emisiuni de succes. Asta mi se pare o măgărie. Cum să spui așa ceva? Emisiuni de succes. A fost o emisiune, emisiune. O emisiune. Și acum Virgil Ianțu e prezentator la televiziunea română, televiziune de stat, unde a ajuns și Mircea Radu de câțiva ani. Practic, toți cei care nu și-au permis un loc într-un azil privat. Ce s-a mai spus? Ah, s-a spus că Măruță a ajuns cât Brenciu. Altă măgărie, astea nu-s glume. Greșit, mie mi se pare că a ajuns mai mare decât Brenciu. Cătălina, eu știu că acolo sunt probleme cu banii la ProTV, dar... Vă plătește în shawarma? Vă plătește în parizer, în bomboane? În... Mă rog, să revedim la ce se întâmplă aici. Zice lumea nasoală și de Roxana Vancea, dar... Roxana Vancea, chiar așa am ajuns să vorbim de Roxana Vancea. Vancea, eu am cunoscut-o pe Vancea, mă rog, cine n-a cunoscut-o. Avocatul iubirii. Acolo. Vancea nici măcar n-a vrut să fie vegetariană, a fost nevoită pentru că fuge după bărbați mâncând pământul. Și așa s-a obișnuit ea. Dragi anteniști, respectați-vă valorile, dragi anteniști. Că și așa n-aveți multe. Aveți însă câteva vedete extraordinare. Mai sunt vedete extraordinare. Dan Negru, de exemplu. Dane, dăm voie să-ți spun o părere personală. Arăți extraordinar, ai pielea atât de întinsă pentru vârsta ta. Chiar nu-mi dau seama dacă ai făcut lifting sau operație de mărire de penis. Nu-mi dau seama. Singur om de respectat de pe aici mi s-a părut Dan Bidman. Dan Bidman... E totuși Dan Bidman, a prezentat Antitalent. Apropo, nu cred că am văzut vreodată o emisiune care să se reflecte mai bine în titlu. L-am văzut și pe Dan Bidman în pauzele de la filmare, se făcea masaj. Ăsta, da, respect, cel mai mișto masaj cardiac pe care l-am văzut eu vreodată. Respect. Oh, mama mea. Mircea Badea, am înțeles că începe emisiune nouă. Mircea, îți țin pumnii, că înțeleg că tu ești obișnuit cu asta. De Gâdea,
ce să mai zic, că n-are Lubea salivă în gură, să-i spună cât de mult îl iubește. Și aici, în fața mea... Stai drept. Mort de râs. Stai drept. Este Mihai Bendeac. Mișu. Mișule, am început amândoi la Împuii Mei. Pe urmă am intrat amândoi în Umbre. E un serial, tu în... A devenit așa un fel de umbră ce era. Eu am învățat multe de la Mihai. Multe. Unele lucruri nu se pot spune la televizor. Celelalte nu contează. Asta chiar mi-a scăpat. Mihai Bendeac. Erai cândva minde Mihai Bendeac. Ai început să semeni cu Mihai Ben gay. Și nu spun gay în legătură cu orientarea sexuală. Că aici tu nu poți să te orientezi nici cu Waze-ul. Ce spun e că ai îmbătrânit, Mihai. Dar eu te iubesc. Te iubesc și sunt fanul tău. Și cred că ai reușit să faci enorm de multe lucruri pentru un om cu un creier atât de mic. A, scuze, asta era pentru rostul lui Chelu. Stai. No. Da, Chelu. Scuze. Pentru Chelu, Chelu, ești o legendă. O legendă, eu nu știu nicio femeie care să nu viseze să se iubească cu Chelu. Și toate cred același lucru, că de la el au herpes. Bucurie, mă, bucurie. Un pic de adevăr nu strică niciodată. De la el au herpes. Scuze, scuze, scuze. Asta era de la rostul lui Bănică. Mă rog. Delia. Aici. Cea mai sexy femeie din România. Stai. În 1984. Delia, să știi că lumea te urăște pentru că ești frumoasă, pentru că ești talentată. Nu și Andrei Antonescu, ea te urăște din cu totul alte motive. Mi-a zis mie, eu sunt fanul Andrei Antonescu. Eu am vrut să-i cumpăr albumul de... Și mi-au apărut acolo în sugestii, persoanele care au comandat acest album au mai comandat dopuri de urechi și o travă. Îmi pare rău, Andreea, știu cum te simți. Bun, hai să facem mai puține glume, hai să cinstim mari sportivi. Ilie Năstase, de exemplu, Ilie Năstase, care nu e doar campion în tenis, dacă l-ați văzut în uniforma aia de general... Zici că ești campion la circ. Să nu uităm pe rege, pe Gică Hagi, care a adus limba română la nivelul său și a învins-o la penalti. Să ne bucurăm pentru Mutu, pentru Adi Mutu, care a reușit să ajungă antrenorul naționalei de tineret. Sunt atât de multe lucruri pe care Mutu le-a aspirat. Ăsta probabil e unul dintre ele. Și vreau să închei cu... un cuvânt frumos pentru Dan Badea și pentru Șerban Copoț. Băieți, găsiți-vă, mă, ceva mai la nivelul vostru, cum să zic, mai încercați la drumuri și poduri, la electrostivuitoare, la... Nu ne primește nimeni! Chiar nu-și dau seama că i-au pus acolo ca să pară buni până și concurenții penibili? Adică asta e discriminare, adică pe ei țin acolo, dar până și pe bucălaie l-au lăsat să intre pe scenă. Și Dan mai face ceva, mai face un număr, mai face o glumă, un banc. Dar Șerbane, te-au chemat de 4 ori la Te Cunosc de Undeva, dintr-un singur motiv, că în 4 sezoane nu l-a cunoscut nimeni. Asta a fost un privilegiu să mă adresez vouă. Băi, a început cum a început, dar a terminat cu noi. Acoperă-ți gura, maestre, că vine! Am scăpat ieftin. Mamă!